Bună ziua, bună ziua, stimați prieteni! Mulțumesc foarte mult pe această cale, stimați prieteni, ca de fiecare dată, pentru vizionările pe canalul meu de YouTube, Psiche de la Strehaia. Azi m-am decis, stimați prieteni, să fac curățenie la mine în foișor, pentru că în timpul iernii au fost destule lucruri depozitate aici, chiar și lemne. Am acolo în zona aia lemne mărunte, așa, și foarte mult praf aici, stimați prieteni, care ar trebui să mă ocup, că știți foarte bine, sunt singur, singurel, locuiesc singur, nu are cine să mă ajute și m-am decis să îmi fac eu aceste chestiuni care sunt foarte importante pentru mine. Aici eu petrec timpul întotdeauna până noaptea târziu, stimați prieteni. Aici eu am tot ce-mi doresc, referitor acel bar în spatele meu. Acolo am și un dozator de bere. Pe acele rafturi acolo îmi amplasez sticle de băuturi, în fine. Am aici pe jos, unde am placa de marmură, aceasta în stil șah, așa cum a spus, trebuie curățată foarte bine, spălată și aranjat să fie totul frumos, stimați prieteni. Și foarte multă lume mi-a spus că Sica nu muncește. Da, stimați prieteni, muncesc. Și dacă muncesc pentru mine, stimați prieteni, și așa am muncit de fiecare dată. Am fost și sunt o persoană care îmi place munca și nu fac în așa fel să fug de muncă. Acum, pentru foarte mulți este o mirare, sau cum să mă exprim eu mai bine, dar totuși am vrut să vedeți și voi cum Sica de la Strehaia își face treburile casei și toate cele. Ceea ce o să vă spun, următoarele filmări le voi filma chiar de aici, de la mine, din foișor, bineînțeles, după o curățenie de plină, stimați prieteni, pentru că acolo unde eu petrec timpul, nu suport să fie mizerie, nu suport să fie praf, absolut nimic. Vreau să fiu relaxat din toate punctele de vedere. Acum că sunt singur, asta e. Stimați prieteni, acum o să încep și chiar vă rog pe toți prietenii mei și cei care nu sunt abonați să vizioneze această filmare cu deosebită plăcere din partea mea. O să începem cu lucrurile care trebuie eliminate. Acest sac mare îl las aici, că după aceea o să pun măruntaie din astea ce nu trebuie. Uitați aici, stimați prieteni, pitoane, ce am aici, tot de pitoane. Ăștia o să le pun în zona asta aici.
stimați prieteni, o să folosesc acest sac mare să mai pun în el gunoaie. Aici avem benzină, stimați prieteni. Mi-a rămas benzină de la... Am curățat ceva cu benzină și a trebuit să o țin aici, că mai curăț ceva cu ea. Asta nu mai îmi trebuie și e o bancă extraordinar, e frumoasă, dar nu mai n-aș vrea să o mai folosesc, eu ascult. Zgârie și placa de marmură cu banca asta, dar nu știu unde să o pun, mai ales singur. Aș vrea să o pun undeva în spate, dar... Nu știu cum o fac. Așa o să fac, o să o duc în spate.
stimați prieteni, acea bancă mare, am mutat-o de unul singur în spate pe aici, între case, dar credeți-mă că nu mai pot. Acest scaun trebuie dat afară. Lemnele astea trebuie luate toate. Trebuie să aduc o roabă, stimați prieteni, dar prima dată o să le car afară și după aceea o să le pun în roabă. Stimați prieteni, ce m-am gândit acum în timp ce căram lemnele afară, că vreau să le depozitez acolo în spate, unde am eu un șopron. Lemnele astea ar fi trebuit să le duc la cunățelul meu, la Stelica nostru, la Leo, lemnele astea. Uitați, mie mi-au și rămas lemne, pentru că n-am avut... Deci au fost într-adevăr ce s-a luat, dar ăștia au rămas. Și acum unde să mai facem focul? A venit deja căldura. Și ăștia acum, ce mai e aici, o să-i duc în spate cu o roabă, acolo în șopron, stimați prieteni. Și așa că eu asta iarnă n-am tremurat de frig. Am avut mai multe, din mai multe puncte de vedere, și lemne, și alt tip de încălzire, și toată iarna eu prieteni, am și lemne pentru grătar, plus că lemne acolo în spate, în șopron, mai am lemne, țin să vă anunț, depozitate acolo în spate. Și ăștia ce au rămas aici, le-am cărat, pentru că asta iară mai făceam grătar și am zis să i-am aici aproape și plus ce mai folosesc. Dar acolo în spate unde am în șopron, am lemne pentru toate ce trebuie făcut.
Am găsit și o trei picioare de din asta. Stimați prieteni, cred că a rămas de anul trecut de la prieteni, de la prietenii care i-am avut invitați de anul trecut și uitați ce frumoasă e. Dar o să o pun pe undeva pe aici. A? E și ceva stil tradițional, stimați prieteni, exact ca construcția. O să o pun aici. Cu toate că e plină de praf. Uitați ce frumoasă e. Da, stimați prieteni. Asta o să las aici, cu toate că acolo e ca un fel de noptieră mai mare, e pe fond negru, curățată frumoasă, mai îmi pun lucruri acolo, așa, ceea ce trebuie să fac foarte mult. Pe jos, stimați prieteni, după cum puteți vedea, o curățenie exemplară. Lumina nu știu dacă se vede atât de bine. Sper că e ok. Masa asta de aici, din partea asta, uitați, puteți să observați, am o masă foarte mare care cuprinde de-a lungul foișorului, stimați prieteni. Trebuie curățită foarte bine, fața de masă asta trebuie schimbată și uitați fața cu praf am aici. Să curăț masa. E curățată. Pereche de papuși de damă, stimați prieteni. Nu știu, de anul trecut cum au rămas plini de praf. Dar o să-i bag aici în săculeț. Uitați. De anul trecut din vară. Așa.
Stimați prieteni, acum o să dau așa puțin, să iau gunoiul care este mai mare deocamdată și după aceea o să mai dau încă o dată cu mătura și după aceea o să spăl pe jos cu soluție din aceea puternică pentru gresie, pentru marmură, ca să lucească, stimați prieteni, frumos. După aceea am adus deja un furtun care i-a amplasat în spate la robinet, un furtun care pot să spăl puțin cu presiune praful care s-a depozitat în timpul iernii pe structura lemnoasă. Deci o să spăl cu presiune și eventual o să și șterg cu ceva, o să văd cum fac, pentru că acest lemn, cum îl vedeți, e un lemn foarte special pentru am înțeles că e cer sau nu mai știu, așa, am uitat, cu răsuciturile acelea, exact, deci construcție stil tradițională din toate punctele de vedere, deci reprezintă tradiționalul românesc, vă spuneți. Și după aceea, deci la 2 ani eu l-am dat cu două straturi de lac special din acela pentru lemn. Dar după ce o să-l spăl, nu știu, să văd acum, trebuie să îl dau iară cu lac să vină, deci nu îl dau eu. Deci vin băieții care știu și se ocupă cu așa ceva, băieții care au și făcut construcția, stimați prieteni. Acum o să dau puțin cu mătura deocamdată să elimin gunoiul ăsta mai mare și după aceea iară cu mătura și după aceea cu de spălat cu soluție, dar mă gândesc că ar fi mai bine prima dată să dau cu presiune, cu furtun, cu apă, cu presiune și pe jos și pe structura lemnoasă. Avem 28 de minute, stimați prieteni. Îmi cer scuze, sper să nu vă plictisesc cu... Dar am vrut și am ținut foarte mult să vedeți că Sică de la Strehaia îi place munca, nu e o rușine. Dacă e să facem pentru noi, stimați prieteni, facem pentru noi, nu facem pentru alții. E un lucru frumos, să avem grijă de lucrurile care le avem și să le prețuim pe ăștia care le avem, stimați prieteni. Înțelegeți? Extraordinar, praf.
stimați prieteni, credeți-mă că am praf până în ochi. Dar nu mă mai stimați prieteni, mai... mai spunem și noi așa că... Mă rog, uitați, nici nu pot să ating ochelarii. Dar am praf până în ochi. Plus că am... foarte multe aici de... Foarte mult praf, stimați prieteni. Deci, enorm, deci praf depozitat de-a lungul iernii. Vă dați seama, acum este acest fuișor, este afară, este chiar lângă șosea și vă dați seama că se poate depune foarte mult praf. Dar urmează să fac o curățenie exemplară, stimați prieteni, care vă voi arăta la final cum a ieșit, pentru că după ce elimin gunoiul care l-am strâns acolo, trebuie să bag furtunul prima dată cu presiune, chiar și pe jos, pe plăcile de marmură care am aici, uitați că de-abia se mai văd de praf. Înțelegeți? Și de-abia după aceea o să dau cu soluții și cu toate cele, așa cum se face.
Acum e momentul să fumez o țigare, stimați prieteni, că nu mai pot și eu. Deja am obosit, am cărat acea bancă imensă și așa nu avea niciun rost aici. Era o bancă care o amplasam afară, lângă poartă și nu am considerat că pot să o folosesc prin curte sau undeva. Așa că am dus-o acolo în spate. Am decărat cu roaba lemnele care le-am luat de aici din foișor unde au fost depozitate, stimați prieteni, trebuie duse acolo în spate unde am în șopru. Da, stimați prieteni, a prins și o țigară, îmi cer mii de scuze. Da, stimați prieteni, noroc cu trepiedul care l-am amplasat aici.
informații, prietenul urmează să bag furtunul cu presiune acum și vă dați seama, ar trebui să închid pentru că să mut telefonul de aici din zona asta pentru că voi spăla cu presiune și lemnul și plus pe jos, uitați-vă cât praf am pe jos. Acolo unde în față, unde vedeți e raza de la soare, să vedeți și noastră cât că și așa după aceea o să închid. Îmi cer scuze, estimați prieteni. Trebuie să scot trepiedul de aici, din zona asta. Uitați și dumneavoastră să vă prezint cât praf este. O să vă prezint din zona asta. Uitați. Ce am de muncă, stimați prieteni, pe aici, puteți vedea. Am foarte mult de muncă. Uitați. Stimați prieteni. Stimați prieteni, nu mai pot de oboseală, dar o să fac tot posibilul să, acum, fiindcă tot am început, să și termin, stimați prieteni, ce am de făcut pe aici. Vedeți și dumneavoastră câtă muncă e. Da, stimați prieteni. Ok, stimați prieteni, haideți că trebuie să mă apuc și eu de muncă. De acum înainte începe munca cea grea pentru mine, pentru că am foarte mult de făcut pe aici. Vă mulțumesc ca de fiecare dată pentru vizionarea canalului meu de YouTube Sică de la Strehaia, stimați prieteni. Și pe viitor vă aștept într-un număr cât mai mare, stimați prieteni, pe canalul meu Sică de la Strehaia, vă aștept cu abonări, stimați prieteni, pentru că am ce să vă prezint pe viitor, multe surprize foarte frumoase, stimați prieteni. Vă pup și vă respect și vă iubesc pe toți. Ciao! Stimați prieteni, continuăm curățenia la mine acasă, în foișorul de vară, stimați prieteni. Sică la muncă, în toată splendoarea.
stimați prieteni, am terminat cu... am dat cu furtunul cu presiune să elimin praful care era depus de-a lungul iernii și acum trebuie să-și spăl pe jos. Stimați prieteni, după cum observați, am destul de mult de muncă, uitați, și mai e foarte mult. Uitați dumneavoastră, am atâta apă de scos acum, de pe toată... tot amplasamentul ăsta cu foișorul, masa mare ștearsă, dată cu soluție, tot pe jos cu soluție, stimați prieteni, să lucească, pentru că
Trebuie să prețuim, stimați prieteni, așa cum am spus, ce avem. Așa că, stimați prieteni, mai e mult de muncă. Sper că nu opresc filmarea, intrăm puțin aici la la umbră, înăuntru. Uitați-vă, prieteni, construcția care o am aici, așa cum v-am spus. Acest foișor de vară care îl avem. Uitați construcția deasupra care avem amplasat aici, lumini, fel și fel ce ne trebuie. Acolo un colț. Am un dispozitiv unde o să-mi amplasez televizorul acolo. Acolo în colț sus e un dispozitiv unde îmi pun televizorul și tot ce vreau, stimați prieteni. Plus avem aici scaunele de la masa asta le-am scos mai din iarnă, stimați prieteni, și le-am băgat în casă pentru că era păcat să lași scaunele. După aceea, după ce termin de curățat aici, o să aduc și scaunele. Dar până atunci mai e, deja nu mai pot, stimați prieteni, dar acum trebuie să termin ce am de făcut. Consider că e un lucru frumos pentru noi, pentru fiecare, stimați prieteni. Și vă mulțumesc ca de fiecare dată pentru vizionările canalului meu de YouTube, stimați prieteni. Vă aștept cu abonări pe viitor la canalul meu de YouTube, stimați prieteni, cu mult respect din partea mea, Sică de la Strehaia, așa cum știți foarte bine. Pe viitor voi avea respectul necesar față de voi. Pe viitor voi veni de fiecare dată în fața voastră cu adevărul, stimați prieteni, așa cum am făcut de fiecare dată. Ok, stimați prieteni, vă pup și vă aștept la filmările viitoare pe canalul meu de YouTube, Sică de la Strehaia, și cu abonări într-un număr cât mai mare, stimați prieteni. Vă iubesc enorm și vă respect. Ciao!